am găsit la știrile TV Giurgiu, iată mai întâi pe scurt principalele informații ale zilei. Inspectoratului de poliție Giurgiu vor efectua controle începând cu luna decembrie. În vizorul oamenilor legii vor intra firmele care vând articole pirotehnice și produse specifice sărbătorilor de iarnă. Scopul verificărilor este de asigurarea unui climat de liniște. Luna decembrie vine cu o serie de efectuate de polițiști birourilor inspectoratului de poliție Giurgiu. Controlele fac parte din acțiunea sărbător de iarnă în siguranță și au ca scop asigur ordinii publice, siguranțe rutiere, precum și prevenirea violenței stradale. Verificările vor fi efectuate la firmele care vând articole pirotehnice și produse specifice sărbătorilor de iarnă. În perioada imediat următoare, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Giurgiu, polițiștii vor demara o serie de activități specifice acțiuni ce au ca scop creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și asigurarea unui climat de
perioada sărbătorilor de iarnă. Activitățile se vor desfășura în sistem integrat. La acestea participă polițiști din cadrul tuturor structurilor operative ale IPPJ Giurgiu, cât și reprezentanței celorlalte structuri ale MMI, și aici mă refer la jandarmerie, ISU, poliția de frontieră sau reprezentanții autorităților și instituțiilor locale. OPC DSVSA și așa mai departe. Acțiunile de control se desfășoară din dispoziția noului ministru al afacerilor interne, Petre Tobă, pe toată perioada lunii decembrie, având în vedere că în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, numărul persoanelor care tranzitează granițele țării va crește, vor fi luate măsuri suplimentare pentru fluidizarea traficului în punctele de frontieră. De asemenea, pentru misiunile medicale de urgență, Ministerul Afacerilor Interne are pregătite 6 elicoptere și 2 avioane medicale. După ce s-a anunțat că Zalomitul nu va mai găzdui manifestări culturale cu public din lipsă de aviz de la ISU, la câteva zile de atunci lucrurile s-au schimbat, la fel și de declarațiile. Acum, după un control recent al celor de la ISU, a fost închisă doar mansa, dar dacă clădirii pentru că restul corespunde. În urmă cu câteva zile, opinia publică din Giurgiu era anunțată că atât ATN-ul cât și Casa de Cultură vor fi închise din lipsa avizelor pentru securitate la incendiu. Dacă în ceea ce privește ATN-ul nu s-a schimbat nimic, în sensul că va rămâne închis din cauza unor documente rătăcite despre
Casa de Cultură Ion Binea, veștile sunt bune. În urma unor controle de la Isus a constatat că instituția nu reprezintă niciun pericol în ceea ce privește incendiile. Nu mai că a fost închisă mansarda, pentru care nu există toate documentele. Conform legislației în vigoare, nu trebuie să beneficiază de același statut ca locațiile noi. Și ea corespunde din punct de vedere PSI, numai că în urmă cu niște ani, când această locație a fost reabilitată, s-a mai adăugat ceva la mansardă, o preașezare, ce este că este această mansardă care nu este autorizată. Să sigilăm acest nivel și să ne vedem de lucru în continuare cu partea care corespunde. Deocamdată Casa de Cultură rămâne singura instituție Giugiu care poate găzdui spectacole și manifestări culturale cu public larg, pentru că în cazul Ateneului și Teatrului Tudor Vianu nu s-a dat un termen exact până la în legalitate și deci vor rămâne în continuare închise pentru public. În județul Giugiu, pe parcursul ultimilor 3 ani, numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticării cu Alzheimer crește îngrijorător. Dacă în 2013 circa 780 de persoane figurau în evidență Direcție pentru protecția copilului. În prezent aproape 1200 de astfel de cazuri se află în vizorul instituției. Din evidența de asistență socială și protecția copilului Giurgiu, reiese că în prezent 1150 de
sunt diagnosticate cu Alzheimer și încadrate în diferite grade de handicap. Acest număr este aproape dublu comparativ cu 2011, an în care cu această boală erau diagnosticate și în evidență puțin peste 620 de persoane. În ultimii ani, în județul Giurgiu, a crescut numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticării cu boala Alzheimer. În prezent, în evidența compartimentului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul instituției noastre se află 1150 persoane diagnosticate cu boală Alzheimer, ceea ce reprezintă un număr dublu cu numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticării cu acest în anul 2011. Tot de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu ne sunt furnizate date care au caracter îngrijitor pe cu tremurătoare. Din cei 1150 de bolnavi de Alzheimer cu grade diferite de handicap, 8 au vârsta cuprinse între 45 și 50 ani, aproape 310 sunt între 50 și 70 de ani, circa 800 se încadrează în segmentul de vârstă 70-90 de ani și 35 sau peste 90 de ani. În vederea încadrării printr-un grad de handicap, persoanele interesate sau, după caz, membrii familiilor acestora se pot adresa compartimentului de evaluare personal adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.
încadrare într-un grad de handicap este dată de Comisia Județeană de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap. De la 1 ianuarie 2016 costul poliției de asigurare obligatorie pentru un logan poate și 1.000 de euro. Este semnalul de alarmă tras de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutier din România după ce de la începutul anului va fi aplicat o directivă din 9. Prețurile exorbitante vor afecta în mod direct bugetele tuturor deținătorilor de autovehicule, instituții de stat, agenți economici și gospodării. De la 1 ianuarie 2016 intră în vigoare o nouă directivă europeană. Companiile de asigurări fi nevoite să aplice noile standarde financiare cerute de Comisia Europeană. Astfel, acestea trebuie să pună deoparte mai mulți bani pentru plata daunelor, ceea ce va duce și la scumpirea asigurărilor. O scumpire care va fi tot mai greu de suportat de proprietarii de mașini, mai exact Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România oferă exemplu simplu de preț în cazul autoturismului românesc. Costul unei polițe de asigurare obligatorie pentru o Dacia ar putea depăși 1.000 de euro. Se schimbă și în cazul tinerilor ce au vârstă sub 30 de ani. La baza unui poliție de asta au mai multe criterii de calcul. Să iau în considerare vârsta curatului, adresa de domiciliu, marca mașinii, combustibil, capacitatea cilindrică, puterea motorului, istoricul bonus malus, acestea de calculează raportul la ani de
25 de ani cu mașină, cu o mașină cu motor de 2000 de centimetri cubi, are o poliță în valoare de 3200 de lei. Iată pe 12 luni, de la întâi anul aceeași șofer va plăti în jur de 3700 de lei pe an. În cazul altor categorii de auto, vehicule scumpirile vor deveni de nesuportat. Dacă în 2013 cotațiile uzuale RCA erau sub 1000 de euro pentru un auto, vehicul de transport mărfuri sau persoane, iar cele excepționale erau de 3.000 de euro pe auto, vehicul. În 2015 cotizațiile uzuale RCA pentru vehiculele de transport mărfuri și persoane au trecut de 3.000 de euro pe vehicul. În astfel de situații, directive europeană pune în pericol economie națională și populația. Singura soluție care ar veni în ajutorul populației ar fi intervenirea guvernului. Sunt de părere reprezentanții asigurarea RCA carte verde este o asigurare obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România sau din orice altă țară, semnatara sistemului carte verde, având în rolul de a suporta daunele produse într-un accident cauzat de deținătorul asigurării. Din regiunile Sud-Muntenia și București, Ilfov, și-au găsit un loc de muncă în urma implementării proiectului Formarea Profesională Continuă, un pas spre reintegrarea pe piața muncii. Proiectul în cadrul căruia aproape 600 de persoane au beneficiat de informare profesională a avut astăzi conferința de închidere.
2014 proiectul formarea profesională continuă un pas spre reintegrarea pe piața muncii și a atins obiectivele beneficiare. Proiectului este o firmă de consultanță din București și a avut ca parteneri pe Fundația Democrația Giurgiu și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de care s-au întâlnit astăzi în conferința finală a proiectului. Aici vedeți niște numere seci. Sunt niște indicatori. Ceea ce a fost
la cursuri de formare profesională și peste 600 au beneficiat de servicii de informare și consiliere. De asemenea, peste 80 de cursanți au fost angajați în perioada proiectului, număr care a depășit obiectivul de 74 de persoane angajate. Pot spune că proiectul și-a atins indicatorii și obiectivele și în afară de faptul că au fost cuprinși în programe de formare, au fost angajați 84 de participanți la programele integrate desfășurate în cadrul proiectului. Era cuprins ca și indicator în cadrarea unui număr de 74 de persoane, dar până urmează să fie monitorizat și în continuare acest indicator și să fie verificat, să fie verificate persoanele care au s-au încadrat. În cadrul proiectului au fost organizate cursuri de competențe antreprenoriale și informatice, agent comercial, confecționer, asamblor, articole din textile, frizer, lucrător în comerț, patiser și peisagist, floricultor.
absolvirea cursurilor, persoanele au beneficiat de o subvenție între 300 și 3500 de lei în funcție de tipul cursului absolvit. Ca alte activități ale proiectului au fost organizate workshop-uri și seminarii în cadrul cărora participanții au fost motivați și instruiți în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. Emoții și activitate intensă la școala numărul 7 de profesori din Malta, Grecia, Italia și Finlanda au pășit în școala Giulio Giuveanu în cadrul primei reuniuni de proiect parte a programului Erasmus Plus. Proiectul are ca obiectiv protejarea mediului înconjurător, motiv pentru care elevii juveni au confecționat diferite obiecte din materiale reciclabile pe care le-au dăruit oaspeților străini. Îmbrăcați în costum și cu stegulețe în mâini. Așa i-au întâmpinat elevii școlii numărul 7 pe dascălii din Malta, Grecia, Italia și Finlanda, aflați în vizită timp de 3 zile la acțiunea în care sunt implicate toate clasele școlii numărul 7 face parte dintr-un amplu proiect intitulat Don't Throw, Make It Glow, adică nu la arunca fără strălucească. Partea programului Erasmus Plus este toată școala implicată, toți copiii au muncit, au realizat ateliere de reciclare și vom face acest lucru atât în școli, fiecare școală parteneră, dar și în cadrul reuniunilor de proiect avem ateliere cu copii din toate cele 5 partenere. Vor merge în fiecare deplasare 7 copii din fiecare țară și vom face ateliere mixte. Fie
țară are sarcina să învețe pe ceilalți cum să realizeze anumite obiecte. În fiecare țară avem o temă, avem reciclarea hârtiei în Grecia, reciclarea plasticului în Finlanda, reciclarea aluminiului în Malta, în Italia avem reciclarea sticlei și în România vom avea un atelier în care vom face din toate, vom face costume și decoruri pentru piese, pentru că ai noștri copii vor avea și ateliere de creație, vor scrie piese de teatru cu temă pentru protejarea mediului. Profesorii din țările partenere au fost primiți cu pâine sare, după care au fost invitați în sălile de clasă, unde au avut parte de multe surprize din partea copiilor. Protejarea mediului înconjurător, elevii au decorat școala cu obiecte confecționate din ei, din materiale reciclabile. O parte dintre acestea fiind oferite de dască din țările partenere. Activitatea de astăzi a fost de fapt o reuniune de planificare a următoarelor acțiuni din cadrul proiectului care vor include vizite ale copiilor de la 7
colegi din Malta, Italia, Grecia și Finlanda, însă și ele din țările menționate vor veni la Giurgiu pentru a participa la ateliere împreună cu elevii. România au printre cele mai mici venituri din Europa, dar au simțul proprietății cel mai dezvoltat dintre europeni. Asta arată un raport Eurostat potrivit căruia 6% dintre români sunt proprietari caselor în care locuiesc. La polul opus se află germani și austrieci care preferă statutul de chirie. România are cei mai mulți proprietari din Europa potrivit ultimelor date ale Oficiului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Astfel, 96% dintre români dețin un apartament sau o casă, cu mult peste media din Uniunea Europeană de 70%. După noi vin slovacii și lituanienii aproximativ 90% populație cu statut de proprietari. La polul opus sunt nemții, austrieci și cei din țările nordice, unde doar circa 50% au proprietăți. În ceea ce privește statutul cu chirie, doar 3,9% dintre locuitorii României aveau în 2014 statut de chirie. Sub media din Uniunea Europeană, aproape 30%. Comparativ, 47,5% dintre germani și 42,8% austrieci erau chiriași în 2014. De asemenea, datele Eurostat mai arată că în 2014 România se situa pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea populației care trăiește în locuințe supra
aglomerate, în condițiile în care peste jumătate dintre români, 52,3% din populație trăiesc în locuințe cu spațiu insuficient, având în vedere mărimea gospodăriei. Situația este similară pentru toate țările din vecinătate, unde gradul de supraaglomerare a locuinței este de circa 44% în Ungaria, Polonia și Bulgaria. Media la nivelul Uniunii era în 2014 de 17% din populație. În România doar 44% din fondul locativ la nivel național reprezintă stocul efectiv de locuințe moderne, cele care au baia în interior și sunt acordate la termoficare sau dispun de centrală proprie. Prin stilul său a avut posibilitatea să capteze spiritualitatea în care a trăit, au spus criticii despre el și originalitatea lucrărilor sale. Nu aparține niciunei școli, lucrez singur în ungherul meu, a spus Toulouse-Lautrec sine. Renumitul pictor francez s-a născut pe 24 noiembrie 1864. Plastic al perioadei post-impresioniste, francezul Henri Toulouse-Lautrec este pictorul care a surprins atent aspecte ale epocii în care a trăit și a analizat-o introspectiv. Deși la început de carieră, Lautrec i-a contat cu
iar alte diferite curente exprimate în arta plastică nu sunt tocmai străine, francezul își formează un stil original, arta sa nefiind încadrată într-o anumită categorie schematică. De altfel, despre acest aspect, pictorul venit pe lume la 24 noiembrie 1864, într-o familie aristocrată cu rădăcini în vechi de secol al XII-lea în vecinătatea orașului Toulouse, spunea despre sine: nu aparțin niciunei școli, lucrez singur în ungherul meu. Țintuit la pat o vreme în timpul copilăriei din cauza cât fracturi la ambele picioare, l-o trec rămâne invalid, dar viitorul artist nu disperă. Descoperă cartierul Montmartre, apoi se stabilește în atelierul celui pe care îl considera unul dintre maestrii săi, Edgar Degas, și treptat intră în etapa de săvârșirii creației pe cât de originale, pe atât de ușor de recunoscut.
trec 38 de vreme neexclusivitate o viață de noapte, astfel că petrecerile nocturne circul cabaretele celebramul oamenii de la periferia societății, toate acestea devin surse de inspirație pentru operele sale, dar și factori care contribuie la un trai aventuros însoțit de consum excesiv alcool, preț de săptămână de rândul dus în stabilimente răufamate. Totuși, în ultimii ani de secolul 19, tablourile lui Lautrec vorbesc despre autorizarea artistică a pictorului francez, colecționarii caută lucrările, iar critica de specialitate vorbește la modul apreciativ când vorba despre operele celui care era fiul contelui Alfons Toulouse Lautrec Montfa. Acestea au fost știrile zilei. Rămâne cu TV Giurgiu, urmează rubricile sport și meteo. Nu ratați în această seară emisiunile punctul pe ei și între da și nu. Eu sunt Nicoleta Pan. Pentru atenție, toate cele bune. Fotbal și pasiune, pasiune și prietenie. O nouă competiție fotbalistică este deja în desfășurare. Liga Prieteniei Giurgiu, o întrecere organizată.
realizată de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. 16 echipe se întâlnesc între ele în fiecare luni și joi pe terenul la balon de pe șoseaua a prieteniei. Liga prieteniei, un nou concept sportiv și social organizat de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. După care formația giurgiuveană a pierdut două puncte importante pe Marina Anastasovici. A stârnit nemulțumiri în rândul fanilor. Deși giurgiuveanii erau dați ca favoriți, Astra a egalat pe final după un foul controversat în care favorabil înaintea confruntării cu Steaua. Un egal cât o înfrângere. Sunteți supărați? Vă dau seama că sunteți supărați. Pe finalul meciului ne-am bucurat.
Prahov să fim acolo la o distanță destul de mare. Supărat. Nu ne așteptam să nu câștigăm meciul ăsta. Acest Poli nu e chiar o echipă să nu învingem aici. Ne gândim la meci viitor, să recuperăm punctele acolo, punctele care le-am pierdut acasă, să le recuperăm cu Steaua. Oricum, va primi un loc, rămânem în continuare. Să rămânem pe primul loc în play-off. Să luăm un campionat. Am avut ceva noroc cu 11 metri în ultimele minute. Nu. N-am avut noroc. Noroc a avut cam la ultima fază noi puteam să învingem. Asta va întâlni deplasare pe Steaua duminică 29 noiembrie. Pe 3 decembrie va evolua acasă împotriva echipei din Voluntari. Apoi, următoarea partidă va fi la Iași cu CSMS în 6 decembrie. Urmează confruntarea cu Petrolul din 12 decembrie pe Marin Anastasovici. Apoi, pe 15 decembrie Castra întâlnește în deplasare pe Dinamo în Cupa României. Ultima partidă din acest an este programată pe 19 decembrie în deplasare cu Cupa Îndurită Gujiu. Apoi campion va fi reluat la mijlocul lunii februarie anul viitor. Pe terenul la balon de pe șoseaua prieteniei se disputa ultimele partide din grupele Cupei Liga Prieteniei. Competiție fotbalistică pentru amatori organizată de Fundația Umanitară pentru Giurgiu. În această seară se dispută ultima etapă din faza grupelor. Urmă
joc pentru următoarele două grupe. Două echipe de la fiecare dintre cele patru grupe vor merge mai departe în faza optimilor. Aici vom avea 8 echipe câștigătoare. Iar după consumarea celor meciurilor din cele două grupe, vom avea 4 echipe care vor juca în sistem de semifinală finală. O confruntare în urma căreia s-au stabilit ultimele două echipe ce vor merge în optim. Iată rezultatele. Salvatorii Real Boi 7 la 4 10 Virom Gazete S-a 6. Asta a Flor, Unirea Frătești, 1 la 16, IBJ Giurgiu, PTF Giurgiu, 6 la 5. Dar după mai bine de o lună de la start și după 24 de partide disputate în grupe, Cupa Fotbalistică pentru Amatori intitulată Liga Prieteniei Giurgiu a trecut de faza grupelor și întrecerea merge mai departe. De 16 echipe care s-au întrecut între ele în 4 grupe. Au rămas doar 8 formații care urmau să fie repartizate ulterior în două grupe. Iată echipele calificate în optim. Următoarele partide se vor disputa la
de box a clubului municipal Giurgiu. O participat recent la una dintre cele mai importante competiții din acest an. O trecere pentru care cei doi s-au antrenat cu perseverență. După cum ne spune antrenorul Dragoș Diaconu, și de unde au venit cu rezultate bune. Am participat la Craiova, la competiția campionă națională de cadeți, etapa finală cu doi sportivi și anume SF Robert la categoria 56 de kilograme și croitor unic la categoria 46 de kilograme. Sportivul SF Robert a obținut medalie de bronz. Este participă la o competiție de asemenea învergură. Au fost prezenți 204 sportivi de la 60 de cluburi din toată țara. Competiție foarte puternică. La categoria 46 de kilograme, tot la prima participare, croitorul Nicolas din păcate n-a obținut un loc 5. Dar pentru prima competiție eu sunt mulțumit. De asemenea am mai făcut și două amicale pe care le-a câștigat în afara concursului. Bineînțeles, pentru a prinde experiență. Acesta Robert S.F. a mai participat la Cupa României pentru cadeți, de unde s-a întors cu locul 4 la categoria 54 de kilograme, având șansa de a boxa în semifinală în fața unui pugilist foarte experimentat. Foarte grea. Am avut adversari foarte grei, dar cu indicațiile maestrului meu am reușit să câștig un meci. Pe
pierdut. Am boxat cu un băiat de la Pitești. A ieșit și campion. Tot la categoria aceasta. Cum a fost? Am avut 46 de kilograme, m-am putut cu un sportiv de la Craiova, foarte bun. Văd că acum ai emoții acolo, ai avut emoții? Am avut puține când am intrat tărnic și pe urmă nu mai am avut așa multe emoții. Au trecut emoțiile spre final, am înțeles că ai câștigat două meciuri. Da, am câștigat două meciuri și unul am pierdut oficial. Secția de box a CSM Giurgiu pregătește în prezent 20 de sportivi, dintre care 14 sunt legitimați. Fotbal și pasiune. Pasiune și prietenie. O nouă competiție fotbalistică este deja în desfășurare. Liga Prieteniei Giurgiu. O întrecere organizată de fundație se întâlnesc între ele în fiecare luni și joi pe terenul la balon de pe șoseaua prieteniei. Liga Prieteniei, un nou concept sportiv și social organizat de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu.
menține în general închisă cu precipitații din toată țara. Vor fi ploi pe arii extinse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vor fi precipitații mixte în Banat, Crișana și Moldova, iar în Maramureș și Transilvania ploile din cursul zilei se vor transforma începând de seara în Lapoviță și în soare. La munte vor predomina ninsorile și izolat se va produce polei. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 12 grade. În sud-est până în jurul la 16-17 grade. Vântul va avea unele intensificări în sudul țării și la munte. În jurul vor fi 4-6 grade dimineața și de la amiază. Cerul va fi mai mult noroc și temporar va ploa. În județul Giurgiu se vor înregistra 9 grade de la Bolintin Vale, Mihai Leș din Pați, 8 grade de la Izvoarele Hotarele și Comana, 10 grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 17 km pe oră dinspre nord-est. Presiunea atmosferică 758 mm coloană de mercur. Umiditatea 93%. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 10-20 cm. Cota probabilă 26 cm.